Vă invit acum, preiubiților, să ascultăm cuvântul Domnului, pe care îl găsim scris în Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 16 până la 20. Citim acest fragment din Sfânta Scriptură și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu pe care Domnul mi l-a dat să-l predic în această dimineață. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Vă invităm să ocupați locurile, prea iubiților. Biserica Domnului Iisus Hristos nu este o religie. Biserica Domnului Iisus Hristos nu este o organizație care are la bază niște tradiții. Biserica Domnului Iisus Hristos, așa cum a conceput-o fondatorul ei, Domnul Iisus Hristos, Biserica Domnului Iisus Hristos, așa cum a stabilit-o, cum a inaugurat-o El, Domnul ei, Domnul Iisus Hristos, este o școală, este un program de instruire. Așa cum a conceput-o Domnul Iisus Hristos, este un proces dinamic de schimbarea oamenilor, de influențarea oamenilor, de dezvoltarea oamenilor, pentru ca ei să-L iubească pe Dumnezeu cu toată ființa lor și să iubească pe cei din jurul lor ca pe ei înșiși. Din acest motiv, pentru că așa scrie Biblia și deoarece ne aflăm la începutul unui nou an academic, cei din grădiniță merg la grădiniță, iar cei instruiți să îngrijească pe cei de grădiniță merg tot la grădiniță ca să slujească acolo. Cei pentru clasa întâi merg în clasa întâi, școlare merg la școală, în clasele primare. Cei de la gimnaziu merg la gimnaziu, cei pentru liceu merg la liceu, cei pentru colegii merg la colegii, cei pentru universitate merg la universitate, cei în programe postuniversitare își continuă procesul de instruire postuniversitar. Pentru toți acești oameni care vor sau nu chiar vor, dar n-au încotro să învețe, sunt oameni potriviți ca să le ofere învățătură, ca să le ofere instruire. Iar Biserica Philadelphia este singura biserică din Republica Moldova care a luat educația în mod serios. Și pe lângă dorința noastră de a lua educația în mod serios, Dumnezeu ne-a dat oportunitatea, ne-a dat resursele necesare pentru a oferi educație serioasă. Este singura biserică din Republica Moldova care a înființat și care are o școală, are un program de educație de la grădiniță până la clasa a 12-a, acreditat în mod deplin de organele Ministerului Educației din Republica Moldova. Elimul Nou este primul și unicul liceu creștin din Republica Moldova. Această instituție de învățământ oferă studii preșcolare, gimnaziale și liceale de înaltă calitate. Copiilor li se predau materiale de învățământ în paralel cu adevărul Sfintei Scripturi.
clădirea proaspăt construită a liceului este bine dotată cu cantină, sală de sport spațioasă, săli de clasă luminoase, sală de calculatoare, bibliotecă, laboratoare. Echipa didactică este alcătuită din oameni născuți din nou, profesioniști de excepție, care investesc performanțele lor în copiii cărora le predau. Școala noastră oferă învățământ gratuit și celor mai defavorizați copii, care provin din familii social vulnerabile. Unii din ei locuiesc în cele 10 case ale orfelinatului de tip familial înființat de biserica noastră Philadelphia. Alec este un copil care a fost adus în orfelinatul nostru la vârsta de 3 ani. Nu mergea, nici nu vorbea. Provenind dintr-o familie greu depravată, recuperarea lui emoțională și fizică a necesitat eforturi, dar s-a meritat. Nadejda a crescut în una din familiile orfelinatului nostru. Acum este studentă la Colegiul de Arte, bucurându-se de succese în domeniul său de activitate. Ana a crescut și ea în orfelinatul nostru. A fost elevă la Elimul Nou, iar acum, după ce a absolvit Colegiul Pedagogic, este profesoară aici. Raisa este studentă la Academia de Studii Economice, în paralel este și angajată în acest domeniu de activitate. Petru este student la Universitatea de Medicină. A ales această facultate pentru că are mari planuri pentru domnul activând în acest domeniu. Sunt copii ale căror viață a fost schimbată datorită celor care au investit în ei. Suntem bucuroși și acest lucru este un privilegiu, dar suntem serioși și înțelegem că aceasta este o responsabilitate. De aceea, pentru că știm ce vrem, Dumnezeu ne-a spus ce avem de făcut și pentru că nu vrem să uităm și nu vrem să cădem în confuzie, să ajungem dezorientați în ceea ce facem, titlul mesajului meu se numește Bun venit în Academia lui Iisus. Sunt oameni care cred că biserica este o instituție. Sunt oameni care cred că biserica este o organizație. Sunt oameni care cred că biserica este o clădire, și mai rău de tot, o clădire. Dar din punct de vedere biblic, biserica este formată din oameni dedicați Domnului Iisus Hristos, oameni devotați Domnului Iisus Hristos. În Sfânta Scriptură, acești oameni sunt numiți cum? Ucenici ai Domnului Iisus. În limba română există și cuvântul ucenic, cuvânt folosit în Sfânta Scriptură, care înseamnă mai mult decât elev, care înseamnă mai mult decât licean, care înseamnă mai mult decât student, care înseamnă mai mult decât masterant sau doctorant. Este ceva special. În limba română, ucenic înseamnă cel care învață prin practică, prin relație personală. Ucenicia, din punct de vedere al definiției românești, nu este ceva formal într-o sală de clasă.
cu niște bănci aranjate în mod formal, cu un program formal de ore de predare și de pauze și de examinări formale și așa mai departe. Ucenicia este mai degrabă a lucra împreună cu un meseriaș de la care să înveți să faci ceea ce el face. Când este vorba de biserică, când este vorba de ceea ce Domnul Iisus Hristos a pornit în această lume, acest proces de educație, de formare a oamenilor, de influențare a oamenilor, El i-a numit pe urmașii Săi ucenici, El i-a ales pe urmașii Săi ucenici pentru ca să învețe de la El, să învețe de la El anumite noțiuni pe care ei să le știe și să le creadă, să primească de la El informație, deci, dar de asemenea să învețe de la El să pună în practică, să învețe de la El să se comporte, să învețe de la El să trăiască acele valori, acele adevăruri, acele principii pe care El le-a comunicat acestor oameni. Și iată deci, vă rog să înțelegeți că biserica, prin natura ei, sunt ucenicii. Biserica, prin originea ei, este adunarea ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Oamenii devotați Domnului Iisus Hristos, în versetele 16 până la 18 am citit despre aceasta și sunt câteva trăsături, ascultați-vă rog, copii ai Domnului, ucenici ai Domnului, sunt câteva trăsături elementare, evidente, fundamentale ale oamenilor devotați Domnului Iisus Hristos, ale ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Biblia scoate în evidență faptul că acești oameni sunt consacrați lui Iisus. În versetul 16, sintagma, cei 11 ucenici. Acești oameni, la un moment dat, nu mai aveau numele lor. Acești oameni nu mai aveau reputația lor. Acești oameni nu se mai identificau cu neamul lor, cu clanul lor, cu cultura lor, ci erau pur și simplu numiți cei 11 ucenici. Iată ce este ucenicul Domnului Iisus Hristos. Iată ce înseamnă să fii un credincios autentic, nu creștin religios. Haideți să abandonăm religia creștină și să îmbrățișăm credința în Domnul Iisus Hristos. Să fim urmași ai Domnului Iisus, să fim dedicați, să fim consacrați Domnului Iisus, să fim ucenici ai Domnului Iisus cu adevărat. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin? Apoi, oamenii aceștia, ucenicii Domnului Iisus, sunt ascultători de Domnul Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat? Biblia ne spune că acești 11 ucenici, versetul 16, s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Oamenii aceștia, care erau nu pur și simplu creștini, nu pur și simplu religioși, nu pur și simplu interesați de lucruri spirituale, dar erau cei 11, erau cunoscuți că sunt oamenii de încredere a Domnului Iisus, sunt cei mai serioși oamenii care s-au întâlnit cu Domnul Iisus și care au luat în serios pe Domnul Iisus. Biblia ne spune că acești oameni s-au dus unde le-a poruncit Domnul Iisus să se ducă. Dar când s-au întâlnit ei cu Domnul Iisus să le poruncească să se ducă în Galileea? Vă spun eu, nu s-au întâlnit cu Domnul Iisus. Ce s-a întâmplat după înviere? Niște surori s-au întâlnit cu Domnul Iisus înviat. A înviat Domnul Iisus? N-a înviat Domnul Iisus. E drept? Nu-i drept? Să credem, să nu credem ceea ce spun femeile. Știți aceste opinii între ucenici? În ciuda acestor opinii, Biblia ne spune că așa cum Iisus le-a transmis după înviere prin femeile care au fost la mormânt și s-au întâlnit cu El, oamenii aceștia au luat în serios porunca Domnului Iisus și s-au dus în Galileea, în muntele, la adresa exact unde Domnul Iisus le-a spus că
ne vom întâlni. Domnul Iisus le-a dat întâlnire la un loc și le-a transmis acest lucru prin femeie. Ucenicul Domnului Iisus Hristos nu este doar ce aude și procesează informația prin filtrul său de cultură, prin filtrul său de împrejurări, prin filtrul său de opinii personale și caracter individual, filtrează totul ceea ce aude din partea Domnului Iisus și face, cât face, cât la sută face? Ucenicul Domnului Iisus Hristos, credinciosul autentic, este omul care face tot ce transmite Domnul Iisus prin oamenii lui. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! În momentul în care acești oameni au decis să asculte de Domnul Iisus și au ajuns la locul unde Domnul Iisus le-a spus să meargă, le-a transmis că îi va aștepta, că îi va întâlni, ei sunt gata să se închine Domnului Iisus. Ucenicii Domnului Iisus Hristos, autentici, sunt închinătorii ai lui Iisus. Biblia ne spune că acolo ei au avut experiențe extraordinare. Când asculți de Domnul Iisus, ai experiențe extraordinare cu Iisus și nu întâi experiență și apoi ascultare. Nu întâi să-L vezi pe Domnul și apoi să asculți de Domnul. Nu întâi să-L simți pe Domnul și apoi să faci ce spune Domnul, ci întâi faci ce spune Domnul și apoi te întâlnești cu Domnul. Întâi ești ascultător poruncii Domnului Iisus Hristos și apoi te bucuri de experiențe extraordinare, de revelații extraordinare cu Domnul Iisus Hristos. Și Biblia spune că oamenii aceștia L-au văzut. Aleluia! L-au văzut. Ucenicii sunt oamenii care au experiențe personale. Ei văd ce nu văd ceilalți. Ei înțeleg ce nu înțeleg alții. Ei pot să cunoască ceea ce nu cunoaște toată lumea. Ei sunt ucenicii lui Iisus. Ei sunt ascultători lui Iisus. Și de aceea, pentru că ascultă, pentru că fac ceea ce le poruncește Domnul Iisus Hristos, se bucură de o cunoaștere profundă a Domnului Iisus Hristos. Iar această cunoaștere, aceste experiențe deosebite cu Domnul Iisus generează închinarea autentică. Închinarea nu este o formalitate, închinarea nu este programul bisericii, închinarea nu este cultura bisericii, închinarea este expresia relației ucenicului cu Domnul Său Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul Iisus! Biblia ne spune că atunci când ei L-au văzut, i s-au închinat. Unii s-au îndoit. Nu sunt ucenicii perfecți. N-au fost nici ei, nu suntem nici noi. Dar se închină Domnul Iisus și în versetul 18, Biblia ne spune, Iisus s-a apropiat de ei. Iată ce trebuie să cauți. Iată ce înseamnă să fii ucenic. Să-L simți, să-L vezi pe Iisus că se apropie de tine. Vă chem, prea iubiților, indiferent care este statutul tău social, intelectual, economic, indiferent care ți este vârsta, indiferent care ți este genul, Vă cheamă Dumnezeu în această dimineață, ieșiți din anonimatul creștinismului și deveniți ucenici ai Domnului Iisus, oamenii lui Iisus, oameni devotați lui Iisus, oameni care fac ceea ce a spus Domnul Iisus, oameni care se închină lui Iisus, oameni care îl simt pe Iisus mai aproape și aleargă mai aproape de Iisus, să-L audă, să-L asculte, să crească în relație cu El. Aceasta este natura bisericii, aceasta este biserica, dar vreau să înțelegeți, prea iubiților, în această zi, că orice ucenic devotat este un ucenicizator. Biserica, prin natura ei, este o sferă de influență. Biserica, prin natura ei, este un proces dinamic de educație, cum spuneam. În timp ce Domnul Iisus Hristos
dorește să aibă relație personală cu mine, cu tine, cu fiecare dintre noi. El dorește ca noi, fiecare, să avem relații personale unul cu celălalt și așa după cum El mă influențează pe mine, așa cum El influențează pe ucenicii Lui dedicați, El dorește ca această influență să se transmită din aproape în aproape, prin relații personale, către alți oameni, către tot mai mulți oameni. Și Domnul să ne ajute să înțelegem acest fenomen, acest lucru. Noi facem parte din acest program de educație a lui Dumnezeu. Și Biblia este foarte clară că Domnul Iisus Hristos i-a privit pe ucenicii săi ca pe niște instructori. Și a spus, eu nu vreau ca voi să fiți ucenicii mei în așa fel încât eu să nu fiu un profesor fără elevi. Nu, 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 nu voi îmi salvați mie situația. Este vorba de o strategie, este vorba de planul lui Dumnezeu, este vorba de dinamica lucrării lui Dumnezeu în această lume. Biserica trebuie să se manifeste prin procesul de ucenicizare. Iisus, ucenicii lui, instructori pentru ucenicii lor și așa până la ultimul om de pe planeta aceasta, până la ultimul om, până la ultima ființă din univers. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și Domnul Iisus le-a spus două verbe foarte responsabile. Două verbe cu semnificație cheie în împărăția lui Dumnezeu, în viața dinamică a Bisericii Domnului Iisus Hristos. 1. Duceți-vă. 2. Faceți ucenici. Domnul Iisus Hristos a privit pe ucenicii săi, le-a dat întâlnire ucenicilor săi, s-a apropiat de ucenicii săi, le-a dăruit experiențe supranaturale deosebite ucenicilor săi, le-a creat mediul de închinare ucenicilor săi pentru ca acești oameni să devină instructori, să devină competenți, să fie calificați pentru a face la rândul lor ucenici. Iisus a făcut ucenici. Cei ce învață de la Iisus vor face ceea ce a făcut Iisus, vor face ucenici. Și Domnul Iisus a spus, vă vorbesc cu autoritate, cu autoritate supremă, tot ce aștept de la voi este să practicați, să trăiți, ca și mod de viață, două verbe. Duceți-vă, de aceea creștinismul este o mișcare, nu așezați-vă, nu opriți-vă, mișcați-vă. Și doi, faceți ucenici. Este responsabilitatea noastră. Influențați pe alții, învățați pe alții. Fiți modele pentru alții. Molipsiți-i pe alții. Atrageți-i pe alții. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, oameni buni. Un bun ucenic este un instructor pentru alți oameni. Și Domnul Iisus, prea iubiților, ne explică și cum să facem ucenici. El explică aici câteva fraze cheie din toate neamurile, adică fără niciun fel de preferințe. Nu trebuie să fim selectivi, asta merită să fie învățat și să fie învățat celălalt. Nu, nu-mi place de mutra lui, nu-mi place de limba lui, nu-mi place de tradițiile lui, nu-mi place de starea lui economică, nu-mi place de mirosul lui, nu-mi place de, și așa mai departe, standardul lui, mai e prea înalt sau prea jos, și așa mai departe. Din orice om trebuie să fie privit ca un potențial ucenic al împărăției lui Dumnezeu. Amen? Și apoi Domnul Iisus Hristos ne spune, botezații, botezul ca fiind actul de cult, actul care marchează începutul ucenicizării, ucenicii, și cheia pe care apasă greutatea în acest proces, în această mișcare de educație care se numește Biserica Domnului Iisus Hristos, este verbul învățații. Învățații. Ce să învățăm? De toate? Nu de toate. Învățații, a spus Domnul Iisus Hristos, să păzească tot ce v-am poruncit. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta, oameni buni. Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și de la mic la mare să fim studenți, să fim ucenici, dar să fim și instructori.
și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin? Amin.